Cu tremur total la Moscova. Veste cruntă pentru Vladimir Putin. Vladimir Putin a împlinit vineri 70 de ani, un nou motiv de speculații privind sfârșitul liderului de la Kremlin și soarta războiului. Oficialii ruși sunt în beznă cu privire la intențiile lui, ca și restul lumii, mai ales după ce a ridicat temerile unui război nuclear la cel mai înalt nivel de la sfârșitul războiului rece. Un expert militar, citat de Daily Mail, susține că Vladimir Putin se va confrunta cu o revoluție sau cu moartea, dacă încearcă să folosească arma nucleară. Într-o tentativă disperată de a-și asigura victoria în Ucraina. Zvonurile despre problemele sale de sănătate, neconfirmate însă, continuă să adauge un element de imprevizibilitate războiului dus de Rusia. Președintele rus, despre care se spune că ar avea probleme grave de sănătate, riscă să provoace o lovitură de stat dacă ar îndrăzni să recurgă la arme nucleare, a declarat o sursă care sfătuiește guvernele cu privire la Rusia.